Purtarea măștilor de protecție devine obligatorie în toate spațiile publice deschise și în mehedinți. Asta după ce rata de infectare cu COVID-19 a depășit 1,5 la 1000 de locuitori. Severinenii sunt reticenți, însă se supun acestei măsuri, întrucât sănătatea este cea mai importantă. După ce la nivelul județului Medinț rata de infectare cu COVID-19 a depășit 1,5 la mii de locuitori, cetățenii vor fi obligați să poarte masca de protecție în toate spațiile publice deschise, ci nu ca până acum doar în spațiile închise și cele aglomerate. Numărul cazurilor de îmbolnăviri crește alarmant în județul nostru. Cetățenii sunt speriați, însă reticienți în ceea ce privește obligativitatea purtării măștii de protecție și pe stradă. Însă, cu toate ei știu faptul că sănătatea este cea mai importantă și se supun acestei măsuri. Ce părere aveți despre acest lucru? Păi ce părere să e pandemie. E bine să ne protejăm. O să respectați această măsură. Eu sigur. Da? Masca devine obligatorie pe stradă în Mehedinți. Ce părere aveți despre acest lucru? Dacă s-au înmulțit cazurile, e normal. Trebuie să ne păzim cumva. ne supunem legi, nu? O să respecte această măsură. O să respect. Obligativitatea purtării măștii de protecție inclusiv pe stradă nu îi sperie pe Severinei. Situația epidemiologică privind numărul cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 se schimbă de la o zi la alta, iar acest lucru îi determină pe cetățeni să respecte chiar din propria inițiativă, ci nu doar de frica amenzii această măsură impusă de autorități.